Cartierul Vălen din Piatra Neamț are parte, după alegeri, de o serie de investiții care ar trebui să reducă diferența dintre această zonă aproape rurală și restul comunității. Primăria municipiului Piatra Neamț va cheltui aproape 1 milion de lei pe strada Ion Sergentu pentru lucrări de extindere a rețelei de apă, reparații capitale și asfaltare. Pe strada Alea Brazilor s-au finalizat lucrările la canalizarea pluvială și se asfaltează pe o lungime de 260 de metri liniari. În zonă s-au terminat lucrările la un canal de beton pentru regularizarea albiei pârâului Țiganului. Lucrările de asfaltare, canalizare pluvială și canal colectare Torenți se ridică la valoarea de 2.541.000 de lei. În lunga Bistriței se montează două podețe pentru a se devia traficul de pe strada Gheorghe Asachi, acțiune necesară pentru executarea lucrărilor de supraînălțare a podului de peste pârâul Turcului. Toate aceste investiții sunt suportate din bugetul local al municipalității.